Vrazor, vreau să-mi spuneți cu toții sincer, acolo jos în comentarii, dacă mai țineți minte vremurile foarte, foarte frumoase în care ne jucam cu toții Survival Games pe MCSG. Bine, cred că nu sunt foarte, foarte mulți care mai țin minte pentru că mulți dintre voi sunteți nou veniți, dar ideea este că acum o să ne jucăm iarăși ceva meciuri de Survival Games. Bine, nu ne jucăm pe MCSG pentru că nu mai există, dar ne vom juca Blitz Survival Games care este pe Hypixel. După cum am spus, minigame-ul ăsta a fost istorie, frate, rămâne în istorie cu siguranță. Acum nu mai este așa de populat, pentru că au apărut alte minigame-uri care i-au preluat locul, vezi Skywars sau vezi Battle sau așa mai departe. Dar, frate, minigame-ul ăsta, practic, este minigame-ul care oarecum a adus pe YouTube, ceea ce este super awesome. Deci, frazor, înainte de a începe, aș aprecia foarte mult dacă fiecare dintre voi ați apăsat acel buton de like. Chiar vreau să strângem acolo foarte, foarte multe like-uri. Vedem câte like-uri poate strânge din nou Survival Games-ul aici. Aolo, vine un tip pe mine. Cred. O să vină încoace, nu? Nu. Nu vine încoace, ok, am scăpat de el. Deci vă spun din start că nu prea mai știu să mă joc. Adică vă dați seama. De câte ori m-am mai jucat eu Survival Games? Cred că niciodată. Deci, prin urmare, nu prea mai știu să mă joc. O să mă duc să-l omor pe tipul ăsta cu armură. Băi, măcar atâta știu, măcar... Știu că trebuie să omorâm băieții cu armuri. Aolo, stai că a luat și el armură. Bă, dar dau cam puțin pe el. Bă! Mamă, ce hituri dă băiatul mie. Mamă, cât am dat în ăsta. Băi, băieți, voi ați văzut cât am dat în tipul ăsta? Mă, cam iar curul, bă! Aud pași în spate. O, da, am auzit bine pași în spate. Am auzit foarte bine pași în spate. Și tipul ăsta cred că o să mă bată. N-am cum să mănânc, mi se regenerează viața, oameni buni. L-am bătut. Este, mă! Doamne, ce dorul mi-era de survival... Mai apare unul. Nu pot să cred așa ceva. Doamne, ce dorul mi-era de survival game. Să apară ăștia de peste tot. Băi, măcar mi se regenerează viața. Măcar atâta și măcar am și iteme bune. Acum, păcat că nu am timp să le pun, că mă atacă ăștia din toate direcțiile. Amă, șmecherilor, mai veniți după mine. Aolo, ce vine găina aia după mine așa în ultimul hal? Uite, facem asta. Facem asta. Pun mâncărica aici. Nu știu de ce am slime-uri. Projectile protection. Mamă, câte chestii aici. Câte chestii avem noi aici. Ok. Haideți să vedem. Deci am două kill-uri. Băi, sincer, eu am crezut că o să mor din prima. Uite că nu s-a întâmplat asta. Yay! Asta dacă îl pun bube direct sau trece un timp? Mai sunt 10 jucători în viață. Încă o dată, oameni buni, dați-vă acolo foarte multe like-uri pentru Survival Games, minigame-ul vremurilor de mult apuse, cum ar veni, minigame-ul vremurilor trecute. Poate reușim, cum ar fi în primare, nu să reușim să câștigăm. Deși, aolo, dă-te în spanac! Eu nu cred. Bă, ăsta are armură de diamant? Nu. Mi-a dat o bucată, mi-a luat 4 inimi, frate. No, cred că e kit sau ceva. N-ai cum, frate, uitați-vă ce iteme are. Aaa, pui mei. Mamă, frate, deci tu vorbești serios? Frate, omul are armură de diamant și are toporul ăla. Nu știu cât dă cu toporul ăla, să moară Franța și are 4 creeper după el. Bine, după cum am spus, acest Survival Games nu este ca cel de pe MCSG. Niciun Survival Games nu se va compara vreodată cu cel care a fost pe MCSG. Asta este părerea mea. Dacă aveți o altă părere, scrieți-o acolo jos în comentarii. Dar acel minigame era super bine configurat. Știți că toată lumea se juca acolo. Făcusem și eu pe serverul meu pe... Înainte a fost HungerGames.Minecraft.Romania.ro. După a fost SurvivalGames.Minecraft.Romania.ro. După le-am contopit pe toate și le-am băgat în serverul Play.Minecraft.Romania.ro, care mai există până și în ziua de astăzi, dar nu mai este ce a fost odată. Cred că toată lumea este de acord cu asta. Și na, nu... Bă, se jucau oamenii acolo, dar nici ca mai mult pe livestream-uri, în videoclipuri și etc. Pentru că majoritatea care avea compremium, vă dați seama, toată lumea fuguța pe MCSG. Haideți că începe o altă arenă în 23 de secunde, dragi prieteni. Începem iarăși o altă arenă. Băi, pentru prima arenă, eu zic că m-am descurcat bine. Adică nu m-a omorât un noob, ba chiar m-a omorât unul care avea cal cu armură și armură de diamant și... A fost foarte dubios, știi? Adică avea chestii de diamant, buz de diamant, topor de diamant. What the fuck, man? Câte mai aveai tu acolo? Ok, da, cred că e de la kit, ia să vedem, kit selector. Depth Strider. LOL, ăla-i codat. Cheater, LOL. Ok,
Ce că am ales kit-ul de paladin, voi primi itemele la 60 de secunde de când începe meciul. Bun. Yay, am luat sabia. Yay. Păcat că nu prea am ce face cu ea. A, mi-a dispărut sabia. Doamne, ce dor mi-era de momentele când luam itemele din cufere și dispăreau după aceea pentru că le lua altul cu un pic mai bun. Mai țineți minte acele momente? N-aveți cum să nu le mai țineți minte. N-aveți cum să nu le mai țineți minte. Și acum m-aș duce să omor pe băieții ăștia. De ce? Uite-l ce dă ăla. Care cel mai probabil este codat. Doamne ăștia, eu sper să nu, dar la cum dădea eu cred că este codățel. Și dau și în tine. Pui mei, omor cât mai mulți. Bă, da, uitați-vă de ce îi dau atât de puțin, frate. Mort. Pa, ba, te-am pupat. Te pup, pa, pa. Ha, ta, na, 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 na. Ok, o să primesc kit-ul în 14 secunde. Dar la sigur că acolo sus sunt căsuță. Ok. Stai că mă uit eu aici. Hai să vedem aici. Ok, nici ce nimeni să trebuie să închid și aerul condiționat pentru că mă ia frigul, ești nebun. Mă ia acum un frigul de... Uite-l pe ăsta. Ce faci băiatul cu lag? Bă! E, asta este. What the fuck? Ghinionul tău, frate, dacă... De fapt, cred că e de la calculator. Nu cred că are probleme cu lagul, ci mai mult este de la calculator. De multe ori se întâmplă chestia asta pentru unii. Gen, li se blochează jocul și când li se blochează așa se întâmplă și după se teleportează, știi? Îl readuce unde ar fi trebuit să fie. Bă, aia e problema ta, frate, n-am ce să-ți fac. I don't have what to do. Mam... Olu. Salut. Are iteme mai bune ca mine. Și mai unul în spate, așa mi se pare. Mamă, și ăsta are iteme mai bune ca mine, dar de ce toată lumea are iteme mai bune ca mine? De ce toată lumea are iteme mai bune ca mine? De ce se întâmplă acest lucru? Uite, frate, și nu găsesc, mă, un amărât de chest primul, frate. Un chest pe am nevoie pentru că am chest pe ăsta de lemn. De lemn, what the fuck, de piele. Chest pe lemn. Am chest pe ăsta de piele și e foarte, foarte enervant. Că nu îmi dă armura dorită. Bagane am piciorul să ni-l bagam. Mamă, dacă mai fac rost de un diamant. Sunt barosan de barosan, dar nu mai găsesc. Nu cred că o să mai am vreodată șansa să mai găsesc one diamond. One diamond. Dubios. Nici aici nimic. Hai mă, serios. Ia uite-l. Aha. Mai sunt 5 playeri. Are puțină viață. LOL! LOL, ce Killaura! Du-te de aici! What the report, Zinghi, Hall, Killaura! Bă, voi ați văzut? Bă, frate! Serios? Come on! Suntem în secolul 21! Adică nu e bine. Suntem în anul 2018! Se termină anul 2018 for fuck's sake și încă mai există codați pe mai... Adică, da, logic. Este Minecraft, este un joc... Este un joc minunat unde sunt foarte, foarte mulți jucători și vă dați seama că sunt și foarte mulți codați. Pentru că s-au făcut foarte multe coduri pentru acest joc. Frate, omul s-a întors adult în cur, avea jumătate de viață. Deci eu dacă îi dădeam 3-4 hituri pe care sigur le dădeam, l-aș fi omorât, dar nu l-am putut atinge. Efectiv, nu l-am putut atinge, ați văzut și voi. S-a întors omul, prrrr, mitralieră și mă lua de la distanțe foarte mari, ceea ce este aiurea. În fine, cred că cu toții... Ați experimentat cum este să vă bateți contra codaților aici pe Survival Games, mai ales, sau pe orice alte minigame-uri, Battle Scour-ul, cam același lucru. Oricum, aici este mai diferit că pe Scour, spre exemplu, au cam toți aceleași iteme, pe Battle la fel, aici, dacă, uite, eu nu aveam ce spirit el avea, în fine, aveți și cască de Diamond, e mai mare diferența, dar nu contează. Hai să mai vedem o arenă, am rămas în ultimii 5 acum, adineauri eram în ultimii 8, 9, 10, ceva de genul, acum în ultimii 5, aia acum în ultimii 3. Și sunt fericit. Băi, încă o dată dați acolo cât mai multe like-uri dacă vreți poți să mă multe clipuri de acest gen și dacă mai țineți minte Survival Games-ul, bine înțeles. Hai să vedem ce reușim să facem acum. Bine, nici eu nu mă mai pricep ca în vremurile bune, dar I'm doing my best, you know. Hai că iau sabia, că pot să dau criticale cu sabia. Cu toporul, gen, cu toporul ai același atac damage, dar nu poți da criticale.
Hai că nu, mă, după tine am vrut doar să te sperii ca să nu mai vii tu încoace. Da, ce mapă mi-a dat să-mi bat piciorul. Sper că o să găsesc un cufăr sau ceva acolo sus, că acolo m-aș duce. Dacă mă duc degeaba, mă supăr. Sper să nu. Am înțeles, uite. Cască de fier, buz de fier? Pantalon? Nu. Chest plate? Nu. Ei, ce-mi place să mă joc survival games. Iubesc. Opa, poate fi un cufăr acolo sus, hai să vedem. Mamă, uite cât de aproape e midul. Midul. Hamă. Hamă, ceva aici, șmecher. Hai. Hai cu ceva șmecher. Trebuie. Ia uite-l. Ia uite-l, ai că nu e bine. Acolo fi ceva șmecher. Vreau să văd dacă zărez niște cufere de aici. Nu vreau să mă duc în zona unde sunt ei, că mă duc pe celălalt vârf. Nu vreau să mă duc pe zona unde sunt ei, pentru că, puii mei, n-am iteme. Dacă aș fi avut iteme, m-aș fi dus să mă bat, dar așa nu mersi. Vreau să mai prind măcar o sabie. Mamă, stai cu knockback? A, nu, sharpness. What the fuck? De ce ai avea un rod cu sharpness? De ce ai avea o undiță cu sharpness? Serios? Ce vreau să vă spun? Vreau să mai prind o sabie, un chestii și niște pantaloni și după cred că pot să mă bat. Mamă, cum se omoară ăștia în ultimul hal, ești nebun. Ia uite, cufărul. Trebuia să fie, frate, că doar nu făceau asta degeaba. Că după se urcau oamenii degeaba și îi înjurau. Ia uite chest plate-ul. Mamă, sunt aproape full fier. Bombă. Ok, am găsit și chest plate-ul. Acum hai să găsim pantalonii și sabia, frate. Pantalonii și sabia și sunt fericit. Că la fel, fără pantaloni e cam nașpa, cam foarte nașpa. O vacă e acolo. Ce dracu să facem? Opa. Hai, pantaloni, te rog, te rog, pantaloni. Doamne! Pantaloni pe dracu să mă bată. Sau o bucată de fier și un workbench. Și asta merge. Să-mi fac săbiuța de fier. Uite acolo încă un cufăr. Sunt cam răsfirate cuferele aici. Deci pe mapa anterioară găseam cufere la fiecare jumătate de metru, numai că cei drept erau cufere cam nașpa, adică aveau decât piele, săbii de lemn și căcaturi în linii mari, știi? Aici văd că până acum numai cufere bunicele. Bunicele, nu foarte bune, dar decente, uite. Puii mei, păcat că am deja, mersi. Vreau pantalon dacă se poate, please. Dar e bine că nu mai e niciunul pe aici. Nimeni nu s-a gândit să urce pe munte? Am înțeles. Mamă, cât de aproape a fost asta. This was so fucking close, boy. Ia uite-l pe ăla acolo. Să încercăm să-l batem așa, oameni buni, fără pantaloni? Nu știu unde se duce acum, sincer. The please star is hidden in a random chest. Uite-l, frate, are pantaloni de piele, puii mei. Lasă-o oric acolo pentru că știe că este un cufăr acolo. Hai să vedem dacă mă vede. Cred că o să mă vadă, cred că se uite și el în spate. Dar o să vadă că nu-i nimic în cufăr și o să ia la fugă. Ia. Nu mă vede. Mori! Trebuie să-l omorâm 7 HP! Mort! Bine, mă! Luăm pantalonașii. Avem Herobrine's Head? Ce dracu pot să fac cu Herobrine's Head? Ce dragi de amiază fac eu cu capul lui Herobrine? Păi, măcar avem pantaloni. Se resetează și cufrele în 50 de secunde. Nu știu dacă s-au resetat. Nu s-au resetat, cred. Ha, mă, uite, o bucată de fier și-mi fac sabie la mid. Păcat că n-avem. Hi-hi-hi. Bă, dar mai trebuie bune. Armura e bombă. Mai trebuie doar arma. Și fără armă, caca. Deci arma neapărat, neapărat. What the fuck, ce-am crezut că e un player acolo, dar e doar un scris. Cum că nu știu cine l-a omorât pe nu știu cine. Gen. Potion of invisibility. N-am ce face cu ea oricum. N-am știe face cu ea, dar o pun aici just in case. Trebuie să mă dezbrac, deci ca să folosesc poțiunea de invizibilitate trebuie neapărat să mă dezbrac. La curul gol. Și nu vreau să fac asta. Că dacă e vreunul care are coduri, cu siguranță o să mă vadă, care radar și căcaturi și nu mersi. Băi! Începe de meciul în 3 minute. Mai suntem tot 5 jucători. Hai să mă întorc înapoi pe traseul meu. Băi, dau hitul în ăsta și nu pățește nimic. Cât dă în mine! Doamne! Bă, îmi dă... Deci eu aveam... Uitați-vă ce armură are el. Are full HP în continuare. Uitați-vă ce armură are și are full HP în continuare. Eu aveam armură full fier. Full fier cu pantalon de gold.
Și m-a omorât imediat și el are full HP. Îmi dădea 4 și are tot sabie de lemn. Atenție. Frate, nu o să înțeleg vreodată Surreal Games-ul. De pe iPixel, ăla de pe MSZ mi se părea foarte corect. Adică acolo, frate, nu aveai kituri de genul, era totul corect, nu găseai tot felul de căcaturi și etc. Aici văd că... Se cam fac prostioare, dar fraților, cam ăsta a fost episodul, eu zic că m-am descurcat arenele astea. Nu uitați, dați acolo foarte multe like-uri dacă v-a plăcut și dacă vreți să postăm multe clipuri. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare. Ceau, bă! Pa, pa!